Bine ați venit pe la noi. Hai să începem din partea asta. Ce rasă am în stânga și în dreapta mea? Urmează și bine v-am găsit. O să prezint și eu mă spun caucazian. Caucazian? Și Claudiu va prezenta cea a doua rasă. Okay. E un fel de summit chinologic, dacă putem spune așa. Adică rușii pe de o parte și americanii pe de cealaltă parte. Se înțeleg? Iată că se înțeleg aici. Când vine reflectoarelor, sunt obligați. Ce știm despre caucazianul ăsta? Ciobănescu caucazian este una dintre cele mai populare rase de câini din România. Da. Considerat a fi cel mai bun câine de pază și protecție a proprietății. Un câine mare, la propriu și la figurat, cu un temperament pe măsură. Un câine care nu este potrivit pentru oricine, ci doar pentru un stăpân cu adevărat responsabil. Okay. Avem doi crescători valoroși acestei rase, care vor vorbi despre exemplarele pe care le... Greu de întreținut? Dacă au mișcare suficientă, o proprietate generoasă, periaj regulat, mă duc pe stânga să începem să ne cunoaștem cu fiecare în parte. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Eugen Dubescu și am venit dumneavoastră cu un mascul de un an și două luni. Un an și două luni? Kilograme? În jur de 70-80 okay. de kilograme. O femelă de 2 ani și puiul acesteia de 5 luni. Bun, deci avem un an și un pic aici. Aici da, am deci avem un an și două luni. Cât loc trebuie să aibă, adică dacă am o garsonieră, îmi cumpăr ca ocazien? Niciodată. Bun. Nu. Trebuie să aibă destul de mult spațiu, sunt niște câini foarte energici, sunt foarte buni pentru paza proprietăților, deci trebuie să aibă un serviciu, practic. Pentru pază, dacă îi antrenăm pentru chestia asta, pentru că ei văd că sunt foarte blânzi. Nu, ei sunt socializați la maxim în momentul de față, datorită faptului că noi mergem cu ei în competiții și sunt arbitrați și vă dați seama că nu se poate repezi la un arbitru sau la un alt câine și... Asta este motivul pentru care sunt chiar sociale. Întreținem greu părul ăsta lung și frumos? Îl întreținem destul de greu. Acum este perioada în care ei năpârlesc foarte mult, adică își dau jos părul de iarnă. Rămân mai slăbuți un pic. Rămân mai slăbuți, clar. Cu vitamine, cu calciu, cu o mâncare bogată în proteine, cu ulei de somon. Ok. Deci se... Deci toate suplimentele care le trebuie, se întreb aici, cam cât mănâncă la o masă? L-am călcat din greșeală, iartă-mă. În jur de 500 de grame de boabe? 500 de grame de boabe. Deci trebuie să ne gândim că au și de mâncat mult, pentru că sunt mari și consumă o grămadă de energie. Foarte mult. Ia cât ați care? 2 ani. 2 ani. Și puiuțul aici? Un puiuț de câteva luni. Măi, un câine socializat la maxim, dar care ați văzut că dacă ne apropiem foarte mult de stăpân, nu reacționează. Nu, dar totuși. Îi invadăm teritoriul. Să vedem încă două exemplare aici, bună dimineața. Bună dimineața. Cine este el și cine ești tu? Este Oia. Ok. Da. Coman Maria. Da. Numesc. Câți ani are? 4 ani. 4 ani. Da. La 4 ani îl considerăm deja adult? Tu mai crește? Da. Este adult. Este talia maximă și aici, cred că e cel mai pufos, cel mai blănos, Femela aceasta este femela care, în cadrul expoziției Week Logic Royal de la Ibănești, a câștigat cel mai bun câine al rasei. Cel mai bun câine foarte reprezentativă. Auzi, reprezintă rasa cu mândrie. Da, reprezintă rasa. Are 10 arbitraje, din care sunt 5 POV-uri, cele mai bune femei la rasei. Da. De fiecare dată a avut un calificat de voie extraordinar de bun. Aici vedem o culoare un pic mai închisă decât cei din stânga. Da, el e un mascul importat de mine adus din Rusia. Cea de acolo de 2 ani e fica lui. Da. Din punctul meu de vedere, un mascul reproducător, un mascul care... Pot să spun că e super bun reproducător. Deci, practic, ei sunt originari din Rusia. El e din Rusia, 100%. Ești rus? Din rusească. Se înțeleg bine cu românii, da? Da. Opa! Am trecut pe partea cealaltă, găsim o altă rasă. O altă rasă, Neața. O rasă de câini americani. Da. American Bully, cea mai scumpă rasă de câini din lume. Aici avem două tipuri, cele mai consacrate, XL, cei mari, și Pocket, cel micuț, Zeus. Cea mai scumpă rasă de câini, asta înseamnă un exemplar ajunge la... Și 500 de mii de dolari, un cățel, străbunicul lui, a fost 500 de mii de dolari, a plecat din Statele Unite în China, deci pe banii aia. Avem valoare aici, hai să și cunoaștem. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! El este Tyson, în vârstă de 3 ani. Tyson? Da. După celebrul Tyson? Da. E bătăuș sau de ce îi zicem Tyson? E cel mai cuminte. E cel mai cuminte. Da, e mai dărit și jumătate. Se înțeleg cu copiii? Da. Foarte bine. Știi că de obicei când vedem un câine de așa talie, primul instinct este să ne ferim să facem doi pași în spate. Da, dar cu el nu e așa ceva. Nu. Hai să te pupăm, americanule. Aici îl avem pe Neața? King Kodiak. King Kodiak. American Bully de un an de zile. Da. Un puiuț încă.
foarte, foarte răsfățat. Astea sunt variațiunile, găsim și negru, găsim și maroc. Este blue și ăsta este red nose. Blue nose, red nose. Ok, și cel mai tânăr exemplar, salut. Dimineața, Zeus, nu Zeus. Cel mai tânăr, are 5 ani chiar. Nu e cel mai mic catalie. Cel mai mic, okay. 5 ani, am un cambulie pocket. Ai zis că aia sunt XL și el este? Pocket. Pocket, frumosule. Ceva cerințe speciale? Ce trebuie să știu un crescător? Nu sunt foarte pretențioși, sunt foarte docili cu copiii și dacă ei au o fire agresivă, pare agresiv, dar nu sunt deloc. Cam atât, nu sunt foarte pretențioși. Nu sunt pretențioși, aveți în fața voastră, de la stânga la dreapta, de la Rusia până la America, niște câini de talie foarte mare, care la prima vedere par fioroși, dar uite că ne înțelegem și se înțeleg și între ei. Mulțumim, Claudiu, mulțumim, Cosmin, că ați trecut pe la noi. Dacă vreți să vă cumpărați un exemplar, documentați-vă întotdeauna înainte orice câine ați vrea să vă luați. Aveți timp, câteva minute pe pauză, ne întoarcem imediat.